Франце, русский. Yeah? Kind of, yeah. Sometimes you have to go just over there. You cannot be here. Where? Just over there. To the okay. Window. Yeah, but I want to protest in front of Russian embassy. This is a security area. You cannot be here. But it's a public space. Yeah, you have to go there. Okay. You want to manifest? Am venit să protestez în fața ambasadei Federației Ruse de la Lisabona. Și au venit niște jandarmi, polițiști, nu știu ce, să spun că n-au voie să stau aici în stradă, în fața ambasadei. Dar unde să protestez? Mă duc în Rusia sau mă duc în Ucraina? Eu cred că e un drept fundamental și nu pot să-mi limitez drepturile cetățenii protestează care și cum poate. That was a kind of protest, no? What? That was kind of protest. Bravo. E bine, bine măcar că nu insistă. Proces verbal. Și cât e amendă? N-a spus. Eu nu știu, dar el zice în caz că noi nu vrem, nu înțelegem, trebuie să dăm documentul și ne faci proces, știi? Așa că e că după gardul cea, văd că acolo știu nimică. Ieri a fost aici tot la ambasadă protestanții, dar tot a fost după gardul. Ca jandarmeria română și ca miliția rusă limitează. Iată, vezi aici chiar ești și un... Libertatea. Da, au rămas o lozincă de data trecută. Îmi pare că chiar asară au fost proteste. Da, duminic, ieri au fost, ieri. Duminică au fost ucraineni aici. Ah, ia uite și... De ce crezi? Ți-a părut că e tricolor? Da, ți-a părut că e tricolor. De acolo, dar am văzut că nu. Până la urmă și ruși au drăbiel tricolor. Ocazia asta am cântărit-o. Unul a trecut. Ei, las că eu de-am mai descurc. Mai e scurt, nu mă chită. Mai e scurt. Ia că au ieșit și femeia și ea în sfârșit. Nu, că doamna îmi dădea, eu i-am mărit și cred că nu suntem noi unii care ești. Pățesc așa. Uite, noi trebuie să trecem în partea cealaltă. În subterană? Da. Dar cum a rămas copilul de o parte și mama de altă parte, nu putea să treacă. Depășească și era să intre pe contrasens în altă mașină, da. Eu poate stau într-o parte,
Da, dar el s-a mintit, nu s-a gândit că dacă depășește în curbă, poate să apară brusc cineva în cale. Da, și dealul ăsta, acum se cheamă. Jos. Da, aici încă Cabo de Roca înainte, pare. Nebunule. La deal am rămas singur. N-ai de auzit că așteaptă autobuzul. Are bicicletă pliantă. Dar eu îl urc. Am pornit să ducem planul până la capăt, să ajungem la Cabo de Roca, la capătul lumii. Dar văd că e frumos, spectaculos și până acolo. Am venit noi la capătul lumii să-ți faci poze cu mărțășori. Da, păi aprovetez și eu. Fac două în una. Dacă vin, că nu vin în care să... Știi cu plaja aceea a ursului? Plaja ursului, dar de sus se vede, că seamănă cu un urs. Am înțeles. Și aici e farul. Și aici e semnalul că e... extremitatea vestică a continentului. Ponta Maiș Occidental de continent europeu. Ok. Și oamenii vin și își fac poze aici. Dar eu îmi fac video. Deci eu m-am unul pe altul, doar știu că eu vreau lozinca ta să o... Ok. Să-mi arăt și eu lozinca, că nu degeaba am pedalat până aici cu dumnea ei. Am venit să protestez împotriva lui Putler și a războiului din Ucraina. Cât de faină e în lume, cu pace, și-o veniți mintit, celălalt face război. Protestează. Da. Vrem pace. Opriți războiul în Ucraina. Putler la Haga. Teroristule. Apașă-te. Da. Zici că e mai ușor de urcat decât de coborât. Unii se bat, mai bătăuși. E seama. Mai teroriști. Că e așa. Și îți pare rotund pământul? Mie o lecție că așa îmi pare. Nu-i dreapturi, eu. Trebuie să întrebăm băiatul de la NASA. Ce părere are? Tinerimea sui acolo, e foarte periculos. Noi ăștia mai în vârstă păstrăm distanță. Ieșit ușor. Aici trebuie și încălțăminte. Potrivită, de munte. Da. Este mere, dar mă zvai de capilor. Dar eu totuși la dânsele sușurile și confortabile. Să luni și să cazi cu capul de o piatră de asta. O leacă te doare. Dacă n-ai cască.
Da, și cu cotul, cu genunchiul, cu asta. Tot nu-i plăcut. Vezi, acolo mai este lume, nu numai noi am mare. Am încălcat legea? Nu, zic. Am făcut prânzul, vă spun. Ah, ok. Am luat prânz acolo. Mai sunt de și care mănânc. Noi am mâncat plășintei de la mama. Și măr de la Nadia. Dania Cabo da Roca. Am fost noi cu mesaj pacifist. Antiputle. Și să mai venim. Dacă și pașe. Și nu ori crește dealurile astea. Și așez destul de mari. Hai, deci greu la dea. La vale era ușor. Încă eu am venit pe bicicletă, dar Nadia a venit cu autobuzul. Vedem un paie meu. Câți vreo 7 km ai făcut cu autobuzul? Ultimii 7, da, de când ne-am uitat la... Sau da. Leacă am mai scurtat, mă tine, jumătate de kilometru am mai mers până la următoarea stație și apoi urca. Gine că ai venit. Simboluri peste simboluri. Portugalia primitoare, dar cu dealul cam mare. Google arată că facem 2 ore jumate până în oraș. Până la piața Marquês de Pombal. Da? Da, dar 42 de kilometri. Cât un maraton. Când în dreapta, când în stânga. Atlantico. Stufăriș. Mai poți? Da. Hai. Eu... Dacă nu e ideal, e ușor. Și spre ocean. Da, mergem pe plajă. La ea e dat Tijul. La Tijul. La Pișul.
Am ajuns la Praia de Ghinșu. Aici pe nesip, dacă ai intrat prin dunele astea, te înglozi. Te împotmolești cu bicicleta. Valuri peste valuri. Valuri de câțiva metri. Oho, dar uite ce valuri mari. O să ne scaldem ușa, așa-i? Bine, de data asta îți descolți. Băi, parcă-i tsunami. O să ne scaldem amuși, Nadia. Tu vezi ce valuri mari. Parcă a fost tremur. O să ne ude amuși hainele. Aaa, și rece. Încă mai mare unul. Eu mă duc pe stânca asta. Aburi. Vapori. Băi, răilor, m-ați udat pe... Păi se uit ca un pescar. Am vrut să mă duc la stânca aceea, dar mi-a perit chefu. Gata. Nadia râde că m-am scaldat. Fără să vreau. Cam așa. Deci păsări că pescuiești, vânează, nu știu ce face. Da, dar aici sunt... Băi, dar eu nu știu că apă vine până în coace. Dar ia uite, m-au dat atât până la chiloți. Păsărui, ce cauți? Să-ți vin de apă. Și copiii se bagă. Cam asta e atmosfera la capătul lumii. Ne întoarcem la Lisabona, că avem pedalare civică, masa critică. Poate îi conving pe pedalaci și pe bicicliste să mergem și pe la ambasada rusă din nou. Sau la cea ucraineană, cu un mesaj de solidaritate. Am găsit și prima pistă ciclabilă pe malul mării. 5 km de la Cașcaiș. Cel puțin așa indică marcajul cel la 5000 de metri. Și aici lângă fară e spectaculos. Și tumultuos. Supărat oceanul. Păsările se aud. Nadia vine și ea s-a abătut de la traseu.
Farul ăsta e mult mai mic decât acela. Și acela era un oraș cumva la Cașcaiș. Ăsta e în capătul lumii. Ne întoarcem la pista ciclabilă. Oh, ce ambuteiaj aici. Nadia se duce la pista. Și vine. Brava. Eu am salutat farul. La tine și la mine, scârți amândouă de-a. Da, păi, al meu a făcut mai mult de 50 km, al tău. Eu mă cătăiesc o păcară. Da. Ei, să zici, mai făcut și tu în jumătate. Și încă mai avem, la masa, cred că vreo 10 km se face de un oraș. Vreo oră se pedalează. Bem șampanie, în schimb. Am cucerit capătul lumii, sau cum îi zici. Și am făcut protest și acolo și la ambasadă. Și ne-am scaldat. Ia uite aici și stensio. La soare. Ia uite ce e. La și infern e acum în Ucraina. Aici o să ne poară poarta raiului. Urcăm pe aici? E grea? Da, ia uite, am închis poarta. Dar și să putea intra încolo? Da, dar puteți nici nu mai fost până acolo. Și acum, cu valurile sunt mari, nu-ți permite. Da? Ioi. Haide, dar de sus nu uite. Dacă nu se permite. De jos. Oh, iau ce valuri. Nici dacă vedem valuri mari? Dacă vedem valuri mari, eu cred iau, dacă nu mai sunt decât valuri. Wow! Și luminile, vezi cum... Soarele l-a apus. Oră de vârf, sfârșit de program, sfârșit de săptămână, e îngust. Hai pe trotuar, stare mai liber, nu? Sunt oameni.
Vrei pe acolo? Nu vrei pe la biserica moldovenilor? Masca. Greu corupția. How can I? Please. Yeah. Yeah. Bye. Yes. Obrigado. Deci trebuie pe la poartă de așa. Da. Apeși butonul, intri în țarc și după aceea pui cardul. Pe 100 de metri vedem la dreapta. De data asta suntem mai mulți bicicliști care urcă pe barcă spre barieră. Victorios. Am defilat cu lozinca asta cel puțin 100 de kilometri prin Lisabona și suburbii. A fost până la capătul pământului cu ea. A fost la cel puțin 3 proteste. Inițial singur, după aceea cu Nadia seara și după aceea la un protest cu mulți ucraineni, probabil, și simpatizanți. Deci mă simt împlinit pentru ziua de azi. Pot să plec liniștit din capitală și din Portugalia. Nu ajută mare lucru, dar probabil schimbă opinii despre războiul din Ucraina. Unii sunt victime ale dezinformării, ale propagandei de război, unii sunt victime ale ignoranței. Și de ce merită să vorbim cât mai des despre asta, să informăm oamenii despre ce se întâmplă cu adevărat acum în estul Europei. Să strigăm răspicat că Putin e smintit, e Putler, e Hitler 2. Și să încercăm să oprim măcelul. Cine are mai multă putere poate face mai mult. Cine are puțină putere să folosească pe asta, libertatea cuvântului, cât timp nu ne-a fost interzisă. Îngrăzniță. Am urcat prima dată la etaj în vapor. Trecem râul Tejul. Am pornit călătoria la Lisabona. Azi e masă critică, vreau și protest la ambasada rusă. Dar e cu ghinion. Am călcat pe undeva într-un ciop de sticlă. Am încercat să-l scot și am dat și de sânge. Noroc că am pietice și pot să-l repar.
Dar mă oprește o leacă din drum. Chiar sunt curios cât o să dureze reparația. 10 și 10. Sper în 20 de minute să o rezolv. Scot peticele și hai la lucru. Jobul e galben, peticul e roșu și eu se pare că termin în 5 minute. Probabil 10. E ușor cu quick release. Deocamdată țin presat 5 minute ca să se lipească. Petici autocolante. Mă duc la protest. Stop Putler. Opriți războiul din Ucraina. E și 27. Totuși m-am mai reținut. Nu-s chiar 20 de minute, dar nici chiar 10. M-am luat cu iedusul ăsta. Acum hai iar la deal. Mă duc la Lisabona să protestez. Uleacă m-a rătășit la barieră. Dar urcând iată o cărare, drum de țară, cu bicicleta de coarne, am găsit acest copac frumos, solitar, și m-am recunoscut. Nu știu dacă s-a văzut, dar credeți-mă pe cuvânt. Să vă ascultați greierașa. Cele-s luminile orașului. La orizont se vede podul 25 aprilie care duce la Lisabona, canalul Râu Tejo, tot direcția ce e Oceanul Atlantic.